să înțelegem prețul unei acțiuni. Prețul unei acțiuni diferă firește de la o companie la alta. Unele firme o vând cu 30 de bani, altele cu 250 de lei. În aceste condiții, ai fi tentat să cumperi acțiunile cea de-a doua doar pentru că pare mai valoroasă? Greșit. O eroare comună este perceperea valorii unei companii ca fiind proporțională cu prețul acțiunii sale. Prețul unei acțiuni, la un moment dat, depinde de valoarea companiei și în egală măsură de numărul de acțiuni pe care compania respectivă le emis. Astfel, dacă o companie se tranzacționează la 30 de bani pe acțiune și a emis 5 miliarde de acțiuni, atunci valoarea va fi capitalizarea bursieră sau, cu alte cuvinte, valoarea pe bursa a companiei. Cum se calculează asta? Ca număr de acțiuni emise înmulțit cu prețul pe acțiune, iar în cazul nostru, capitalizarea e de 1,5 miliarde de lei. Un alt exemplu, o companie care se tranzacționează la 250 de lei pe acțiune și deține 5 milioane de acțiuni emise pe piață, are o capitalizare bursieră de 1,25 de miliarde de lei, deci o valoare de piață mai mică, deși prețul pe acțiune e cu mult mai mare decât în primul caz. În concluzie, valoarea unei companii este determinată de capitalizarea bursieră, adică valoarea acesteia pe bursă. Iată cum evoluează prețul acțiunilor. Se spune că o acțiune valorează exact cât este dispusă o persoană să plătească la un moment dat pentru aceasta. Cumpărătorii și vânzătorii sunt cei care determină prețul unei acțiuni. După ce au acumulat suficiente informații, investitorii decid cât sunt dispuși să plătească pentru o acțiune. Fluxul de informații poate determina însă diferite modificări în percepția investitorilor, care generează apoi fluctuații ale prețului acțiunilor. Prin urmare, prețul acțiunii este determinat de cerere și ofertă, exact ca prețul unui produs sau serviciu. Cererea e creată de cei care vor să cumpere acțiuni de la investitorii care le dețin deja. De cealaltă parte, avem oferta, reprezentată de deținătorii de acțiuni care sunt dispuși să le vândă la un anumit preț. Evident, cu cât interesul pentru o acțiune este mai mare, cu atât cererea va fi mai mare, ceea ce va duce la creșterea prețului în contextul în care oferta va fi mereu limitată la numărul de acțiuni emise și aflate în circulație. Este important de știut că anumiți factori, sau mai bine zis, percepția asupra acestor factori va genera fluctuații în raportul dintre cerere și ofertă și implicit în prețul acțiunilor. Factorii economici, precum creșterea veniturilor sau vânzărilor companiei, lansarea produselor noi, modificări frecvente ale legislației, influențează prețul prin intermediul deciziilor investitorilor de a cumpăra sau de a vinde. De aceea e foarte important ca investitorii să fie la curent cu știrile, atât cu cele macroeconomice, cât și cu cele strict legate de ceea ce se întâmplă în viața companiilor urmărite, pentru a înțelege evoluția de zi cu zi a prețurilor. Pentru că toți investitorii ar trebui să fie la curent cu ce se întâmplă în piețe, informații relevante în acest sens se pot găsi cu ușurință în presa financiară sau prin consultarea rapoartelor de analiză furnizate de casele de brokeraj. Pentru că am detaliat principiile generale de stabilire a prețului, vă invit acum să aflăm cum se pot câștiga bani din investiția în acțiuni. Iată cele două contexte din care poți câștiga din cumpărarea de acțiuni, ca urmare a creșterii prețului acestora după cumpărare și din încasarea de dividende. Creșterea prețului, sau cum se mai numește, câștigul de capital, este profitul pe care îl obții după ce vinzi o acțiune la un preț mai mare decât cel la care ai cumpărat-o. Idealul este firește să cumperi ieftin și să vinzi scump, însă asta nu înseamnă că nu poți cumpăra la un preț ridicat și vinde la un preț și mai ridicat. De exemplu, dacă achiziționezi o acțiune la 20 de lei și o vinzi la 40 de lei, câștigul este de 20 de lei sau în procente 100%. Pe de altă parte, prețul poate să și scadă, caz în care nu pierzi nimic cât timp nu vinzi acțiunile la un preț și mai mic, adică nu marchezi pierderea. Prețurile scad și cresc de-a lungul timpului. Ai mereu opțiunea de a-ți păstra investiția până când prețul din piață este la nivelul dorit și ești dispus să vinzi deținerea. Este important să investești cu grijă și pentru asta să iei în considerare doar acei bani de care nu vei avea nevoie pe termen lung. O a doua sursă de câștig din acțiuni este dividendul, adică o parte din profitul companiei. La Bursa de Valori București, numeroase companii plătesc dividende în fiecare an dacă obțin profit și nu decid să le reinvestească. Dividendul este profitul repartizat distribuit pentru o acțiune, suma aprobată de adunarea generală a acționarilor companiei. Așadar, dacă deții 1000 de acțiuni într-o companie care distribuie un dividend de 1 leu pe acțiune, în contul tău de tranzacționare vor intra 1000 de lei, suma aferentă deținerii tale de acțiuni la acea companie. Dividendul poate fi distribuit și sub forma acțiunilor suplimentare în loc de numerar. Aceste tipuri de plăți pot apărea atunci când o companie vrea să-și recompenseze investitorii, însă nu deține numerar pentru a-l distribui. Să reținem la final că obiectivul fiecărui investitor este să obțină profit din investițiile realizate. Pentru a obține asta, e nevoie de stabilirea unei strategii de investiții cu obiective monetare și de durată. În plus, un investitor trebuie să fie echipat cu răbdare și atenție pentru a vedea cele mai bune oportunități pe durata investiției. Niciun câștig nu vine fără risc, cu excepția titlurilor de stat.
Astfel, cheia în atingerea obiectivului de investiții este echilibrul între câștig și riscul asumat, care să se potrivească profilului investitorului. Aici intervine și conceptul de diversificare, pe care îl descriem într-o altă prezentare.